Alex, băiețelul de 5 ani dintr-o beta Turnu Severin, ce a fost diagnosticat cu scleroză multiplă, a suferit o intervenție chirurgicală la sfârșitul anului trecut în Republica Moldova. Acum are nevoie de recuperări medicale, dar și de un tratament postoperator pe care familia nu și-l poate permite. De aceea, familia, dar și apropiații lui Alex, fac un apel către noi toți pentru a-i da o șansă la o viață normală, o viață în care pentru unii a merge înseamnă tot ce și-ar putea dori. Ca orice copil, Alex este bucuria familiei. De când a aflat că va aduce pe lume un copil, Mari, mama lui Alex, a avut grijă ca micuțul ei să fie în siguranță. Nașterea și primii ani din viața băiețelului au fost pline de fericire, însă liniștea lor s-a năruit când și-au dat seama că Alex nu este ca toți ceilalți copii de vârsta lui. Medicii l-au diagnosticat cu tetrapareză spastică. La sfârșitul anului trecut, Alex a suferit o intervenție chirurgicală în Republica Moldova, operația fiind un real succes, însă cu toate acestea, familia are nevoie în continuare de susținere financiară pentru ca Alex să își poată continua recuperările medicale. Băiețelul a făcut mari progrese în urma operației, dar încă are nevoie de ajutor pentru recuperări, acestea fiind foarte costisitoare. Familia are 4 membri. Aceștia locuiesc în chirie, așa că le este destul de greu. Mama nu lucrează deoarece se ocupă de creșterea celor mici, iar tatăl este nevoit să întrețină financiar toată familia. Intervenția a decurs foarte bine. Recuperarea a fost pe așteptare. Numai că terapiile acum sunt din ce în ce mai greu de făcut pentru el. El fiind obișnuit cu ritmul dinainte, acum este mai greu. Sunt mai aspre, mai dure, dar mergem înainte. Poveți-ne da? Puțin unde se fac aceste recuperări? Cam peste tot. Prima recuperare am început-o la Chișinău, unde am făcut și intervenția. Acum o să mergem la Câmpul Lung. La Chișinău ne-a așteptat domnul doctor care ne-a făcut intervenția, domnul doctor Platon. Acolo ne-a pus totul la dispoziție și aparatură și terapeuți și masiori și absolut tot ce a fost nevoie pentru el, pentru început. Și acum o să mergem Câmpul Lung, o să mergem în Chișinău din nou în luna lui martie. Am vrea să stăm o lună acolo, dar costurile sunt mai costisitoare. Înțelegem că în continuare aveți nevoie de niște fonduri pentru a asigura recuperarea. Da, pentru că nu avem decât acum pentru Câmpul Lung, mai avem bănuți necesari. Și după, cu ajutorul Dumnezeu, sper să strângem în continuare bănuți. Apropiații lui Alex fac un apel către cetățeni pentru a-i da șansa la o viață normală, o viață în care pentru unii a merge înseamnă tot ce și-ar putea dori. Intervenția a decurs excelent, să zicem așa. Apoi am urmat recuperările, care decurg la fel de bine, doar că aici intervine o mică problemă. Noi avem nevoie de susținere financiară în continuare, ca să putem să ducem visul lui Alex la bun sfârșit. Și pentru asta vă rugăm să ne ajutați în continuare. De asemenea, Alex are și un frățior, David, în vârstă de 6 luni. Acesta adoră să se joace împreună, așadar continuarea recuperărilor după procedura chirurgicală ar fi șansa lui să se joace orice atunci când va crește fratele lui. Mulțumim pentru tot! Cei care doresc să îl ajute pe Alex o pot face prin transferarea unei sume în contul bancar al familiei, pe numele de țănăcui Mihăiță Marian.